Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Asta este, dragilor. Oricine ar pleca, pleacă cu capul sus. Și cu felicitările noastre. Să rămână. Mulțumim. Astăzi vor pleca două persoane și e destul de greu. Pe concursul a ajuns la un nivel, să fim serios, cel mai bun să rămână. Și aia mai slabuți, să plece acasă. De asta nu e atât de mare suspansul și tensiunea pentru mine. Alții, probabil că sunt mult mai tensionați în fața șefilor, dar pe mine, nu, o tratez ca atât, frumos și vedem ce mere. Simt că emoțiile sunt mai mari ca niciodată și nu vreau să-mi scape o secundă această semifinală și tocmai la ultimul pas eu să mă împiedic. Nici nu știu cu ce să încep. Oaia cea mai gustoasă? Haideți să încep cu farfuria cea mai gustoasă. Bine, au fost foarte multe gustoase. Nu mai trebuie să spun că a luat, evident, 15 puncte, pentru că nu se poate mai mult. Este farfuria lui. Alex Popa. Puta, băi! Bravo, băi! Bravo, băi! Senzațional! Meriți, băiatule, ești un bucătar senzațional! El astăzi a avut o execuție, deci nimic de reproșat. Deci, n-ai luat 15 puncte. Bravo! Nu pot, ți-am dat 10. Păi, da. Senzațional! Nu se calculează doar 5. Vreau să spun așa, eu când dau de cafea sau de ciocolată în genul ăsta de preparat, mă ia cap. Adică nu o suport. Dar ce ai făcut-o acolo este senzațional. Bravo lui! Felicitări, Alex, foarte bună, foarte bună. Cred că mergea mai bine cu Vita, dar senzațional. Da. Hai, mă, tu pircotașul, mă! Mai spun eu ceva. Hai, mă, lasă-l! Dar și voi asta. Bă, lasă-l, mă, în pace. Lasă-l, Alex, senzație, wow. Nene! Senzație! Bravo, mă, copilă, bravo! Wow. A fost super tare, a fost super tare. Wow. Farfuria lui Alex, eu stins lumina. Când am gustat piureul ăla de ceapă cu cafea, am înnebuit. Punct. Hai, să fim serios. Oamenii la alt nivel. Eu nu combinam ceapă cu cafea, nici să mă bat. Niciodată. Chiar m-am bucurat pentru el, pentru că merită să fie acolo unde e. E un bucătar foarte bun, a făcut niște farfurii foarte mișto. Sasol nostru sau Alexandru nostru? Bine, mă, bravo, mă! Mor! Bine, mă, bravo! Vine aici, mă, mă, mă! One down to Mortugal, haide, mă! Yes, yes! Cea mai bună, da? Da. Bravo! Nu știam cum să mă bucur, nu puteam să mă bucur pentru că colegii mei încă erau acolo. Scuze, 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 stai mă liniștit, frate, foarte bine, bravo, 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 bravo. Încă cumva mi-era teamă și pentru mine, deși e scăpase, eram în semifinală, dar nu am apucat să asimilez tot ce s-a întâmplat. Foarte multă presiune, foarte multe emoții. Hai, hai acasă, hai, hai cu tot. Ale, ce miserie. Și am rămas cei mai proști din curtea școlii, se pare că am fost astăzi. Deci unul singur mai trebuie să vină arăt să plac acasă. Haide, Alex, stat. Doamne, să vină Alex. Băi, când m-am întors capul și am văzut că sunt numai în doi, a trecut așa un val rău pe mine. N-are cum moldovanul meu să n-aibă ful. Nu există. Deci, hai, spune-l odată, că așa, îl aveam aici. Hai, Bobby! Nu ai cum să spui că îți crește încrederea în tine. Nu ești cum e Alex, care întotdeauna a avut un punctaj mare de fiecare dată la dueluri. Nu ești ca oricare altul care și-a menținut, știi, standardul. Și în cazul meu a fost nașpa și nu pot să simt că am încredere în mine. Farfuria, care a primit punctaj maxim, a fost admirată de șef și este a lui Alex. Yes, the boy! The boy! E Alex,
ele, mă! Mike Precistă, m-am întors la să un pumn la peretele și ala. Punctaj maxim, doar. Băi, nu mă mai ține în teroare că mor! Mamă, dragă! Băi, de-ală de p***e și emoții, n-am avut nici când s-au născut copchinii. Mamă, dragă! Iau! E bine, Alex, nu? Bine, yes, bravo! A fost una dintre cele mai mari dezamăgiri din viața mea, efectiv. Eu chiar trăiesc chestia asta, chiar o văd și o simt. Și simt ce simte omul de lângă mine. Și când am văzut că a intrat Comerzan pe uși, îmi cer scuze că n-am putut să mă bucur pentru el. Mulțumim și eu. Aoleu, ce mulțumim, ce eu vă mulțumesc că așa spune. Sunt cel mai mândru. Sunt în al nouălea cer, o să fie o noapte de pomină. Niciodată nu l-am văzut pe șef Cătălin așa. Mă, niciodată. Atât de bucuros. Trei oameni în semifinală. Stai, mă, Iosif, bă, e bine. Tu îți dai seama unde ai ajuns. Gata, capul sus. Nu mă așteptam să ajung nici o secundă până la un pas de semifinală. Ce-ai făcut, mă? Bere, neagră. Care? Rolourile alea cu pirou de porc. Șef, aia. Gata, mulțumesc frumos pentru experiența asta. Venind de aici, mi-am dorit să demonstrez anumitor oameni că pot, că n-am făcut alegeri greșite în viață și că tot ce am făcut m-a dus în punctul ăsta. Gata, cine vede știe cu ce am vrut să demonstrez. Să rămână. Altă întrebare. Chiar îmi pare rău pentru el. Adică îmi pare rău că mai avea atât. Atât mai avea să ajungă în semifinală și să demonstreze și mai mult ce tot zice el că trebuia să demonstreze și cui trebuia să-i demonstreze. Budai e un băiat foarte harnic, foarte muncitor. E un băiat care nu se dă deoparte absolut deloc de la muncă și asta apreciez foarte mult la el. E rapid, e atent, executant bun, foarte bun și se vede că e un om bun. Bravo, Duba. Eu-s mândru de tine, să știi. Bă, și eu-s mândru de mine, să știi. Bravo. Bravo, 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 bravo. Eu nu consider că sunt la același nivel cu Budai și chiar nu pot să înțeleg de ce șefii n-au înțeles farfuria poate așa cum am înțeles-o eu sau nu știu. Știi doar că pleci acasă și e dezamăgitor. Sunt terminat. Haide, mă! În seara aceasta pleacă doi concurenți acasă. Și de ce mi-a fost frică, n-am scăpat. Va trebui să-mi folosesc și ultima amuletă. Nu-mi place că trebuie să o fac. Urez genul ăsta de amuletă. Vreau să-mi folosesc amuleta. Era de așteptat. Ultima amuletă. Treaba ta, fă ce vrei. Din acest sezon. Folosește-ți, mă, amuleta, mă, liniștit. Am o amuletă care spune: poți salva de la eliminare un concurent din echipa ta, înlocuindu-l însă cu un altul tot din echipa mea. Tu ești șansa ta. Bobby a mai fost odată salvat de Cătălin. Acum am să o fac eu. Sacrific pe cineva ca să pot ține pe Bobby în continuare. Pentru că știu cât de mult își dorește. Chiar vreau să-i acord și această șansă. Bobby merită această șansă pentru că, mai mult ca sigur, este singurul care a venit de atâtea ori și e și el un profesionist și e dreptul lui. Sunt foarte trist, dezamăgit. Nu știu, sunt supărat pe faptul că cineva trebuie să fie sacrificat ca eu să merg mai departe. Poate nu e ușor de înțeles, dar nu te simți bine știind că ajungi până în semifinală și, spre deosebire de alții, ai ajuns să fii salvat nu o dată, ci de două ori ca să fii acolo. Pentru Bobby, momentul ăsta este un moment foarte greu.
Cred că starea lui Bobby de astăzi este între rai și iad și emoțiile și trăirile lui sunt intense și n-aș fi vrut o secundă să fiu în pielea lui. Așa că vreau să-l salvez pe Bobby. Îmi pare rău că trebuie să fac asta. Concurentul care va pleca acasă, acel concurent este tu, primăriță. Îmi pare rău. Nu, mie nu-mi pare rău absolut. Sincer, deloc. Îmi pare rău? Nu-mi pare rău absolut deloc. Bobby, e șansa ta. E... Meriți asta cu Virgil, nu plec cu niciun regret. De obicei, când nu reușești din prima, renunți. E, Bobby, nu numai că nu a renunțat, a venit sezon după sezon și a participat și iată că a ajuns până în punctul ăsta și eu sunt ferm convinsă că asta este șansa lui pe care trebuie să-și o joace până la capăt. Nu aș fi putut nici o secundă să fur șansa cuiva. Urăsc că trebuie să fac asta, dar... Haideți! Șef Bonte a avut încredere în mine și de asta m-a salvat cea de-a doua oară, dar totuși simt profund că l-am dezamăgit și că nu am fost destul de bun încât să o fac de unul singur. Sunt mai multe motive pentru care vreau să-l salvez pe Bobby. În primul rând că își dorește foarte mult, a avut găteli foarte bune și în echipă a gătit foarte bine. Am câștigat probă cu Farfurie aproape gândită de el. Alt motiv ar fi că oricum are mai multe șanse decât are primărița, are mai multă experiență, este și de profesie. Lupta a devenit mult mai crâncenă și este din ce în ce mai greu. Au zis ce Farfurie au ieșit. Trebuie să fii de acolo ca să poți să faci față. Profită de șansa asta, du-te în finală. Te ajut. Primărițo, sper că ai învățat ceva de la mine, nu știu. Am învățat foarte multe, mulțumesc frumos. Sunt foarte fericită că am reușit să-mi ating obiectivul și anume de a contribui la succesul echipei Verzi în cazul de față. Mă bucur foarte mult că am putut să îi mai ofer o șansă lui Bobby. Nu am absolut niciun regret. Mă duc acasă mai mult decât mulțumită și mândră de mine și de tot ceea ce am trăit aici. Băi, gândiți-vă că semifinală. Bobby și cu Babana sunt primii care pleacă. Nu se ridică la nivel, n-au cum. N-au făcut-o până acum să se ridice. Și pentru cei trei concurenți ai mei, este foarte bine că Bobby este salvat. Și să vă spun care este logica. Bobby este la a doua tentativă de a pleca acasă. E clar că Bobby a intrat într-un vortex din ăsta ciudat în care nu mai gătește. Nu mai gătește ceea ce trebuie să gătească, ceea ce și-ar dori. Deja a intrat timorat, deja are două battle-uri pierdute. Moralul lui este foarte scăzut, e jos. Ați ajuns în semifinală și fiți atenți, ăsta-i promiteți primăriței că va avea cu cine să gătească în final. Totuși am patru, sunt patru oameni buni, nu trei. Fiecare are șansa lui acum să câștige, depinde doar de ei. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.